Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, în loc de bună dimineața, dacă o să spunem să trăiți, dăm raportul la apelul de dimineață, pentru că avem prim-ministru militar. Și dacă avem prim-ministru militar, trebuie să executăm ordinele. Și dacă tot s-a schimbat șeful guvernului, noi ne-am gândit astăzi să facem emisiune cu reprezentantul guvernului în teritoriu, adică domnul avocat George Lazar, prefectul județului Neamț, căruia îi spunem bine ați ajuns, chiar dacă un pic mai târziu. Bună dimineața! N-am vrut să începem emisiunea la fix, că am zis că vă așteptăm să vedem în cât timp ajunge guvernul la noi la redacție. Întotdeauna cu drag la dumneavoastră la redacție. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit la emisiune. Vreau să încep emisiunea cu o întrebare. Cum a decurs procesul de votare? Am făcut și o rimă. Din punctul de vedere al instituției prefectului. Fără incidente deosebite, fără probleme majore, consider că toate instituțiile implicate direct în tot ceea ce a însemnat coordonarea și gestionarea alegerilor generale, parlamentare, și-au făcut bine treaba și din toate datele pe care le-am avut și în timp real și acum ca și statistică după terminarea procesului electoral și închiderea alegerilor, consider că la nivelul județului Neamț nu au fost probleme, alegerile au fost foarte bine organizate și în acest sens apreciez și implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne, a Poliției, a Inspectoratului Județean de Jandarm, celor de la ISU, plus celelalte structuri care fac parte din întreg procesul electoral, statistică, AIEP, Biroul Electoral Județean, deci, personalul tehnic auxiliar. Deci ne spuneți dumneavoastră că totul a fost ok, n-au fost incidente majore. N-au fost probleme. Păi asta ne interesează în primul rând, fără fraude, fără a fi semnalate probleme deosebite în interiorul secțiilor de votare. La local au fost mai multe incidente și mai multe probleme decât acum, dar și alegerile locale au fost gestionate din punct de vedere organizatoric foarte bine. Bun, partidele au făcut multe reclamații sau nu știți? Au fost câteva reclamații care știu că au ajuns la Biroul Electoral Județean și la Inspectoratul Județean. La ce se referă în general ele? Păi s-a referit, de exemplu, în ultimele două zile, când nu se mai face campania, adică respectiv sâmbătă și duminică, la postarea în spațiu online și continuarea campaniei în spațiu online de către anumiți jucători, competitori politici, cum să-i numim, și care probabil au fost sancționați de către Inspectoratul Județean de Poliție. Iar în rest, în ziua votului, sesizări în mod deosebit nu am avut, în sensul că se întâmplă lucruri care să împiedice procesul electoral, că sunt derapași în interiorul secției de votare. Pe aici, pe acolo, au mai fost sigur semnalate că un cetățean a primit în loc de un buletin, trei buletine de vot într-o secție de votare, că undeva în zona Bicazchei, Bicazardeal, la un moment dat internetul picase sau nu avea un semnal foarte bun, ceea ce împiedica operatorul de la tabletă să introducă datele. Au fost mici elemente, dar care s-au rezolvat pe parcursul zilei de vot. Hai să spunem că asta cu internetul e destul... Se poate întâmpla. Da. Mai ales în condițiile de acolo, unde sunt... Dar sigur, ei au fost înscriși în toate persoanele care au votat în secția respectivă de votare și care o perioadă de timp nu a funcționat la parametrul optim serviciul de internet, au fost înscriși manual. Bun. Domnul prefect, să lăsăm deoparte alegerile. Nici n-au fost, nici n-am auzit voci care să spună că alegerile au fost probleme sau viciate. Dar nici n-ai cum. În momentul în care te duci la secția de vot și găsești ceva valoros, nu mai ai de ce să faci reclamații. Nemțenii au găsit mult aur în secțiile de vot și atunci ce să mai faci reclamații? N-ai de ce să faci reclamații. Asta ca o glumă. Domnul prefect, haideți să lăsăm alegerile, să revenim la problemele noastre de zi cu zi, care nu sunt puține și care afectează, ca să folosesc o sintagmă de lemn, mase largi de oameni ai muncii. Vă rog.
Țineți minte, în această emisiune, pe vremea când ați preluat mandatul de prefect, discutam despre, și v-am sugerat atunci chiar în emisiune, și s-a și întâmplat lucrul acesta, faptul că problema apei la Roman să fie tratată în Comitetul Județean pentru situații de urgență. Acum îmi permit să vă citesc un text pe care, nu tot, pe care l-am postat aseară pe site-ul Mesagerul de Neamț și care spune așa: Maicile de la Mănăstirea Agapia se roagă la Arsene să primească apă. De, pe data de 24 am vorbit și eu cu maicile la Agapia. Și, nu, eu vreau să vă spun că n-am... Deci, acolo este o zonă care nu are apă, cam, lucrurile se întâmplă cam așa cum se întâmplau la Roman. La Roman e o comunitate mult mai mare și protestele au fost, clar, mult mai puternice. Dar Târgu Neamț, etajele superioare la puținele blocuri din Târgu Neamț au aceeași problemă. Comunele din jur, Vânători, Agapia, culmea, Timișești, unde este apa care duce la Iași, au aceleași probleme. Pipirigul de la Pipirig e o situație specială. Acolo apa este, dar e tulbure. Apa e tulbure, e, cum se spune, plină de ce? De... Mie îi spun de acolo, pipirigenii spun că e o apă care vine cu mâl, cu noroi, ceva de genul ăsta, așa spune. Probabil, pentru că e captarea de sub, deci din pârâile de suprafață. De suprafață. Deci, această problemă, noi trebuie să fim conștienți că, într-adevăr, și apa SERV are probleme deosebite cu investițiile, cu astea. Nici primăriile nu fac investiții de pe zona OAT-urilor lor. Dar este o problemă care, după părerea mea, afectează mai ales în aceste momente în care avem pandemie, în care trebuie să ne spălăm pe degețele, pe față, pe ochi. E o problemă gravă. Problema care discutam acum un an în urmă la Roman, ea a fost parțial remediată, ca să ne înțelegem. S-au făcut lucrări la momentul respectiv și ulterior, în decursul lui 2020, la lucrări asigurate de Seghea Neamț și de Aba Siret Bacău, privind pragurile de decolmatare, afluirea unui bazin, unui braț al Moldovei care să ducă în zona de captare, în fronturile de captare de la Pildești-Simenești. S-au făcut niște intervenții, după aia s-a ajuns la un acord cu Apa Vital și se ia apă de la undeva din zona Săbăoan, de la o magistrală. Au dat drumul și cumpărăm apă de la Apa Vital oricum la un preț mult mai mare decât amintirea din puțurile de captare de la Pildești-Simenești. Deci nu, cumpărăm apă de la Timișești și o plătim la Apa Vital. Plătim la Apa Vital pentru că e operatorul de apă care extrage din puțurile de la Timișești. O întrebare așa pentru telespectatorii noștri și pentru cititorii Mesagerului de Neamț. S-a gândit cineva să vadă cine a înstrăinat terenurile care cuprind puțurile de apă de la Timișești? Nu știu cine a înstrăinat. Sau eu vă dau o temă de cercetare ca prefect. Ar fi interesant să vedem cum s-a înstrăinat, pe ce bani, când, chiar nu știu. Da, cred că e undeva mult în urmă ca și timp. Nu foarte mult. Adică, da, o să mă interesez. Oricum, după simulacru de revoluție a fost, cred. Eu așa cred. Timișeștiu e racordat la Apa Vital, iar de acolo sunt fronturile de captare pentru tot ceea ce înseamnă asigurarea captărilor și apa pentru Iași. Exact. De la Timișești, de la noi. Da, mă gândeam că poate luăm direct de acolo, știți, adică, mă rog. Da. Nu, problema nu e de unde luăm apă, că ai două variante, și din puțurile de din captările de suprafață sau din captarea din puțuri, adică din foraje. Sunt posibilități de a lua apă. Problema din punctul meu de vedere, am spus-o și în trecut, o spun și în prezent, lipsa performanței și a investițiilor la compania județeană Apa SERV. De aici se trag și tot ceea ce înseamnă necazurile oamenilor, adică în fiecare zi pe grupurile noastre de Comitet Județean de Situații de Urgență și în toate raportările, zilnic, în 3-4 comunități sau municipiul Piatra Neamț, Roman sau Târgu Neamț, după caz, sau orașul Rosnov, în cartiere întregi se ia apa pentru lucrări, se ia apa din cauza
scăderea nivelului de apă în puțurile de captare. Deci în fiecare zi în județul Neamț avem probleme cu furnizarea apei menajere. Problema se pune la lipsa de investiții, lipsa resursei probabil și financiare la apa SERV și lipsa de performanță în tot ceea ce înseamnă a gestiona proiecte mari de infrastructură pentru a schimba rețelele de apă, pentru a le face mai viabile soluțiile de captare, tot ceea ce înseamnă un management pe termen mediu și pe termen lung pentru a asigura comunităților mari și comunităților periferice urbanului mare condiții normale de furnizare a apei menajere. Nu se poate să n-ai apă 24 din 24 de ore și să n-ai apă la presiune. Și eu stau în municipiul Roman, stau la etajul 4 și vă spun că dimineața și respectiv după amiază sau spre seară, apa de bea curge. Bun, în condițiile acestea, nu știu, n-a trebuit... Plus că de multe ori, după ora 11, 11 jumătate seara, apa se ia până dimineața. Ca să ne înțelegem. Adică trăiesc și eu în aceeași condiții cum trăiește toată lumea, dar văd în problema alimentării cu apă o problemă extrem de importantă la nivelul județului Neamț și identific ca responsabil acestei probleme compania județeană Apa SERV, pentru că ceea ce a spus noastră și Agapia și Pipirigu, cum vorbeam mai devreme, sunt și toate localitățile care au făcut la un moment dat lucrări de aducțiune apă și respectiv canalizare, au predat toate aceste investiții, chiar dacă le-au făcut UAT-urile în regie proprie pe PNDL 1 sau pe diverse. Vreau să vă spun că lucrurile sunt diferite de la UAT la UAT. Sigur că dau parte pentru că o parte au făcut lucrările prost. Și asta e o problemă. Și le-au predat, iar cei de la Apa SERV, vina lor a fost că nu au spus ce au preluat. Și și-au asumat această chestie, hai că gestionăm prost, dar ele au fost făcute prost, foarte multe dintre ele. Mai sunt și celelalte lucruri, niște moșteniri și aici poate ar trebui cumva discutat. Faptul că multe primării și acum au apa adusă și nu spre date către Apa SERV, dar în schimb ele consumă apă. Și o mai dau pe aici, pe acolo, la câțiva oameni. Uitați, de exemplu, la Tarcău, e lucrare și am stat de vorbă cu nouul primar și cu fostul primar și cu secretarul și cu câțiva specialiști de acolo din primărie. Au o problemă majoră în a implementa proiectul de aducțiune a apă, Tarcău fiind cea mai mare ca și întindere comunitate din județul Neamț, pentru că proiectantul a proiectat întreaga rețea și infrastructură dintr-un birou de la dumnealui, nici măcar nu-i din Neamț. I s-a avizat proiectul, iar beneficiarul care a venit acolo, e vorba de un consorț, o firmă italiană împreună cu o firmă românească. Când au licitat și au preluat această lucrare și au dat seama în teren că proiectul nu are nicio legătură cu realitatea. Și sunt într-o fază acum, din câte am înțeles, în care se fac eforturi mari de a reuși să iasă din impas, dar s-ar părea, păi ce nu-l dă nimeni? S-ar părea că poate să ajungă la reziliere. Dar de ce nu-l dă nimeni în judecată să-i ceară daune proiectantului? Întrebare, nu știu. Asta cred că e treaba primăriei sau respectiv a societății care a câștigat, care execută lucrarea acolo. Dar ce înseamnă asta pentru populație? Pentru omul simplu, domnul Bălănescu, nu-l interesează nici cine e proiectant. Nu interesează nici neapărat nici cine e primarul, nici cine e firma care execută lucrarea. Îl interesează ca la robinet să aibă apă în mod constant, curent și la anumită presiune. Despre asta discutăm. Da. Iar acolo s-ar putea la Tarcău să ajungă într-o zonă în care, dacă se reziliază contractul, e din nou proiectare, licitație, execuție. Asta înseamnă că îți găsești din nou sursa de finanțare. Asta înseamnă că mai discutăm încă de poate 2 sau 3 ani care se pot pierde. Da. Și asta din cauza unor greșeli a unor oameni, din cauza că alți oameni au acceptat să se meargă în greșeală doar de dragul, domnule, am luat un proiect. E proiectul ăla degeaba lei dacă nu-i fezabil și nu ți-e bun. Este o problemă mai care... Mai încurcă. Este o problemă asupra căruia ar trebui reflectat în Neamț și poate ar trebui să existe cineva care să-și să preia rolul acesta de mediator
în discutarea acestor probleme. Nu știu cine ar putea să le ia, că presa nu poate, că nu vin toți la discuție. Și atunci mă gândesc la instituții precum prefectura sau, mă rog, ceva de genul acesta, rol de mediator, haideți, domnule, să rezolvăm probleme. Cum e problema apei? Ați văzut când s-a făcut la Roma, s-au făcut pași. Domnul Vali, e o antiteză în viziune și în gândire. Dacă chem la dialog și spui că apa se are o problemă, se politizează imediat. Se burică cineva de la Consiliul Județean. Aș zice, domnule, nu, compania noastră e cea mai bună, e top. Dacă spui, domnule, la Spitalul Județean ai probleme, iarăși vine cineva și spune, stai, domnule, că spitalul nostru e cel mai bun, că am băgat milioane de euro în el. Apropo, o întrebare. Logica lucrurilor trebuie să fie, din punctul meu de vedere, fie că vorbim de APASERV sau de orice altă instituție sau societate care aparține, fie că aparțin Consiliul Județean sau Primăriei Municipiului Piatra Neamț sau altei primării. Acolo trebuie să cauți să pui oameni cât mai bine pregătiți. Despre asta e vorba. E simplu, pentru că un om bine pregătit știe să-și facă treaba. Profesional, cu experiență și cu experiența pe care o are în domeniu. Dacă pui un om care nu e bine pregătit sau îl aduce acolo de pe o altă, cu totul și totul altă pregătire, doar de dragul că îl pui într-un loc, mai rău faci. Și mai rău faci tu pentru compania respectivă, pentru oameni, dar îi faci rău și omului respectiv. Da, voi tot ați amintit de spital. Eu am o problemă. Am înțeles că noi avem acum un spital în care a avut loc un incendiu. Au murit 15 oameni, 10 direct și 5 după aceea. Momentul ăsta, da. Da. În urma incendiului. În urma incendiului, da? Parcă 15. Nu, incendiu din 14 noiembrie. A, 14 noiembrie, da, scuzați. S-a făcut acolo o improvizație și avem o secție de terapie intensivă cu 7 paturi, da? 6 mai sunt 4 la etajul 4. Și mai avem două în jos în UPO. Am înțeles că a fost o ședință de Consiliu Județean și s-a aprobat transferul a 10 paturi, da, de la Lețcani la Piatra Neamț. Suntem în ziua de grație 9 a 12-a și n-a ajuns niciun pat. Întrebarea mea este, nu e o problemă care ține de o situație de urgență în județul Neamț? Adică să intrați un pic... Cum, deci, mie așa mi se... Eu aș considera o situație partea de urgență. Cu Lescaniu. Nu cu Lescaniu, cu paturile de la ATI din Neamț. Păi cu paturile la ATI din Neamț, situația este în felul următor la acest moment. Pe de o parte, am primit și mulțumesc pe această cale celor de la Altex și domnul Iostahie pentru sprijin. Jos pălăria. S-au mișcat suport, în două zile. Și pentru suport s-a mișcat imediat. Și am vorbit cu el seara și în două zile după ce am vorbit, deja erau lucrurile generate și echipamentele medicale pe drum. Mulțumesc pe această cale tuturor celor din zona de ONG-uri, societate civilă, oameni de afaceri, care s-au implicat sau care și-au arătat disponibilitatea de a se implica în susținerea Spitalului Județean. Acum, realitatea este în felul următor. Cei de la Lescani, Spitalul de Lescani, un spital făcut de Euronest într-o participațiune, într-o asociere a mai multor județe. Teoretic mai multe, practic două. Teoretic mai multe, practic două, decât două, cum ar zice bucureștine, adică Neamțul și Iașu. Nu știu care sunt condițiile în care cei de la Euronest, cei de la Lescani și care e modalitatea prin care cele 10 paturi au aprobat într-o ședință. Pot fi luate și aduse. Întrebarea mea este următoarea. Dacă s-a aprobat într-o ședință, consilierii județeni au aprobat, e adevărat, nu transferul definitiv. Aici n-are treabă instituția prefectului sau nu, zona întrebarea mea este, nu cred că trebuie lăsat la mâna unor funcționar lucrul acesta. Pentru că dacă există toate aprobările, eu aș pune o întrebare. Nu știu. Bă, băieți, de ce nu vin cele 10 paturi? Și cu toate echipamentele, dacă toate aprobările sunt, nu au mașină? Închiriem noi o mașină. Asta-i, nu au ștampile să semneze actele. Asta, din punctul meu de vedere, e o responsabilitate care și-a asumat-o Consiliul Județean Neamț. E un demers pe care cei de la Consiliul Județean Neamț trebuie să îl implementeze, să-l ducă la bun sfârșit, pentru că și investiția de la Lescani, de altfel, e în coparticipațiune Consiliul Județean Neamț. Deci e unul din beneficiarii spitalului și unul dintre cei care a investit în spitalul de la Lescani. E de datoria lor să
genereze și să urmărească acest traseu de aducere a celor 10-4 la TI. În plus, știu că există și o formă de asociere. Domnul prefect, dați-mi voie să vă spun ceva. Eu am înțeles așa. Neamțul a dat niște bani acolo la spitalul ăla. 3 milioane. Nu mai știm cât, că au scăzut prețurile, probabil că s-au mai făcut ajustări. Dar eu constat așa, că noi, Neamțul, suntem și cu banii dați și cu bolnavii de COVID acasă. Ceea ce, ceea ce nu mi se pare deloc corect și ca să înțeleagă și alții, cușar. Da? Da, de acord. Nu mi se pare deloc corect și cușar. Dom'le, nu e corect și de aici eu, ca un om care locuiesc în județul Neam și cunosc atâta lume care este, a fost la spital, a trecut, unii s-au dus pentru că au avut probleme, alții au murit arși, da? Eu întreb, dom'le, hai dom'le, să facem ceva, dacă ăia nu fac, ce putem face? Păi, și este ca un demers. Repet, mingea e în terenul celor de la Consiliul Județean. Dom'le, hai să le luăm mingea. Hai să le umflăm. Haideți să o desumflăm. Haideți să le schimbăm mingea. Haideți să punem un arbitru. Uite, asta este. Să punem un arbitru. Domnul Bălănescu, mingea, ca să mergem în continuare să denumim spectrul la care ne gândim și eu și dumneavoastră să-l denumim în continuare minge, mingea s-a jucat pe 27 septembrie. Ca să ne înțelegem. Din 27 septembrie e aceeași minge la care ne referim și eu și dumneavoastră, iar Consiliul Județean Neamț are responsabilitatea, dacă tot a început demersul vis-a-vis de mutarea, împrumutul, cum vreți dumneavoastră, a 10-4 de terapie intensivă de la Spitalul Lescan să le aducă la Spitalul Județean Neamț, e datoria lor să urmărească și implementarea acestui proiect, ca să zicem așa, de a aduce respectivele paturi. Investiția Consiliului Județean Neamț în Euronest e participant Consiliul Județean Neamț, nu poate, din punctul meu de vedere, prefectura, prin Comitetul Județean de Situații de Urgență, să dispună împrumutul paturilor de la o altă unitate. Am înțeles, dar ați putea în fiecare... Noi putem doar din rețeaua de stat, prin intermediul CNCC, domnul Arafat și respectiv tot așa, să aducem doctori prin detașare, cadre medicale prin detașare sau să solicităm echipamente în regim de urgență, dar de la Ministerul Sănătății. Atunci vă sugerez ca prefectura în fiecare zi dea câte un comunicat de presă. Au mai trecut o zi de când nu avem paturi la spital. Poate în felul acesta, nu numai cineva, presa să dea știri, că nu sunt paturile aduse, că nu știu ce. Poate în felul acesta, întreaga clasă politică din Neamț va vedea comunicatele, pe ale noastre nu prea le citesc material decât când sunt critice, când sunt, în rest nu-i interesează. Și se va uita cineva acolo, tot și zice, bă, hai bă să facem ceva. Nu de alta, dar suntem pe niște funcții alese acum, da? Și ar trebui să întoarcem și noi cumva lucrul ăsta pentru a măriți aia care sunt bolnavi și aia care ne-au votat. Aia care nu ne-au votat 70% aproape, aia... Dumnezeu cu mine sau cum? Da. Domnul Vali, ideea e următoarea. Din punctul meu de vedere, la Spitalul Județean trebuie gândit, și aici trebuia să fi fost o filozofie în regim de urgență și puteam intra în acest specific al unei gândiri pe situații de urgență, putea fi gândit repede un proiect din partea celor de la Spitalul Județean Neamț sau Consiliul Județean care finanțează Spitalul Județean Neamț, de a identifica o locație, dar care să permită o locație cu toate actele în regulă, cu avize în regulă, cu tot ce trebuie, în interiorul spitalului. Și acolo să se demareze repede, în regim de urgență, lucrări specifice, dotări specifice pentru a realiza o secție de terapie intensivă modernă cu 12, 14, 15 paturi de terapie intensivă și dacă se aloca suma de bani necesară, dacă exista proiectul repede făcut, bine gândit și în regim de urgență, cred că undeva în 2 luni de zile se putea face o secție de terapie intensivă cum n-au vreodată Spitalul Județean Neamț. Păi pot cei de la Dăruiește Viață, e o fundație, o asociație care vine la noi în Neamț și niște oameni extraordinari în sensul că și bine intenționați, muncitori, dar când au venit cu o armată de aproape 10 specialiști care
știu exact fiecare pe palierul lui, și arhitect, și pe rețele electrice de fluide medicale, de oxigen, pe absolutul componente medicale, pe circuite, adică o echipă într-adevăr profesionistă. Oamenii au spus că în 2 luni de zile, în 60 de zile, de la momentul în care au un acord încheiat cu spitalul respectiv, Consiliul Județean, un parteneriat, ei, din forțe proprii, fără să ceară sprijin financiar din altă parte, adică de la instituțiile statului, pot face o secție modulară de terapie intensivă în curtea spitalului, dotată cu 15-16 paturi, în maxim 2 luni de zile. Adică o fundație privată poate să asigure tot ce trebuie și să facă în regim de urgență așa ceva, iar tu, dita mai Spitalul Județean, Consiliul Județean, nu poți și ești amorțit acolo ca un uriaș cu picioare de luți, stai acolo amorțit și doar ești spectator și când mai dai indicații sau când cumva cineva îți critică managementul, te burici în sus și începi să răspundești fake news-uri și să arunci cu trivialități în cei care îndrăznesc să te critice. Trăim într-o țară liberă, în Uniunea Europeană, în România modernă față de anii 90, corect, care avem dreptul la exprimare, la opinie. Corect, fraza este: mai trăim într-o țară liberă. Adică mai trăim, nu vorbesc de țara liberă. Păi nu, încă mai trăim. Mai trăim. Păi încă mai trăim. Sper să nu ne ocupe nimeni, nu? Nu, nu, eu vorbeam de trăit în sine, ca sistem. Da, sunt două probleme care interesează pe toată lumea. Sănătatea și sănătatea și apa, alimentarea cu apă. Ce mai știm despre școli, domnul prefect? Am văzut că tocmai s-a prelungit. Am trimis și eu la zilele trecute hotărârea CNSSU. S-a prelungit până la sfârșitul anului sistemul online, ca să spun așa, și suspendarea cursurilor și activității școlare și preșcolare. O să vedem după vacanță. 31 decembrie. O să vedem, cred că școlile încep undeva pe 7 sau pe 10, în mod normal, după vacanța de iarnă. Întrebăm pe cineva din redacție, exact. Noi suntem în redacție, îți face semn că da, pe acolo. Da, zic, nu am un calendar în față, dar undeva, cred că data de 9 sau de 10 ar trebui să reînceapă anul școlar și vedem la acel moment dacă se reia anul școlar în condiții de normalitate. Sincer, îmi doresc să se reia, trebuie văzută și incidența la nivel de țară și cum va evolua această zonă de pandemie. Uitați că toate măsurile, cel puțin la nivelul județului Neamț, au dat roade, chiar dacă au existat critici, unele binevenite, vis-a-vis de suspendarea cursurilor la școli, vis-a-vis de suspendarea activității în halele închise, tip piață, dar care a fost o problemă, zic eu, gestionată rapid și în conformitate și cu dorința oamenilor care lucrează la piață. Astăzi avem o incidență de 1,5. Deci a scăzut, este clar. Este clar că am avem o incidență de aproximativ 3,5-3,6 la nivelul municipiului Piatra Neamț, unde la un moment dat eram la limita la 7 la municipiul Piatra Neamț, adică riscam fiecare zi carantinarea municipiului Piatra Neamț. Suntem într-o zonă în care celelalte orașe și municipiul roman sunt foarte jos sub o cotă de 1,5, mai avem cred că 4 comune astăzi cu incidența de peste 3 la mie, dar nu într-o zonă care să ne îngrijoreze. Deci, din acest punct de vedere, măsurile au fost, chiar dacă discutate de unii sau de alții, au fost binevenite din punct de vedere a sănătății publice, pentru că suntem într-un platou și într-o zonă descrescătoare. Acum, eu nu știu ce să discutăm. Ceea ce e bine din punctul ăsta de vedere. Da, corect. Eu nu știu ce să discutăm în aceste ședințe ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, nu știu ce informări se fac. Eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți singurul care mai vorbiți despre lucrurile astea. A scăzut această rată pentru că s-a testat mai puțin în perioada asta? Sau a scăzut, ca să spunem așa? La acest moment se testează normal, cum se testa și înainte. A fost întotdeauna weekendul. Asta știm. Vin rezultatele mai greu și se desează mai puțin. Plus a mai fost perioada cu mini-vacanța, să zic, în perioada 31 plus 2 zile de weekend, 28 și 29, în care au fost 4 zile în care clar s-a testat mai puțin în acea perioadă, dar s-a revenit la o formă de testare normală, ca înainte. Iar rezultatele sunt în mod clar orientate într-o cam același procent, da? Da, la momentul ăsta da.
Sunteți mulțumit ca prefect de modul în care funcționează lucrurile la nivelul instituțiilor direct răspunzătoare de criză, adică de gestionarea crizei, gen Ministerul de Interne, DSP? Am reacționat foarte bine cu ISU Neamț, cu domnul colonel Mitrea, un bun profesionist, și colegii domniei sale. Am reacționat foarte bine cu, pe partea direct implicată, cu cei de la poliție. Și am relaționat foarte bine cu cei de la DSP, doar că la DSP nu e o virgulă, adică nu e un dar că vreau să spun ceva negativ. E un volum și o încărcătură, ceva de speriat. E o încărcătură și o presiune pe cei de la Direcția Sănătate Publică. Știu că sunt și critici la adresa lor, e normal, poate și la adresa mea pot fi critici, nu e o problemă. Dar în această perioadă s-a muncit, cred că la Direcția Sănătate Publică, și mi-asum ceea ce spun, cred că 16 ore pe zi, parte din compartimente. Da, poate n-ar fi fost rău ca, de exemplu, DSP-ul să facă un apel la voluntari, partea aia de telefon. Au și angajat suplimentar, că le-a permis Ministerul Sănătății. Eu vă garantez că dacă s-ar face apel la voluntari, s-ar duce lumea să ajute. Pentru că acolo ce trebuie? Trebuie să ții legătura cu oamenii. Da? Și anchetă epidemiologică și recoltări și... Bine, recoltări nu poate să facă voluntari. Da, corect. Avem acolo oameni specializați în așa ceva. Nu, e o încărcătură și o muncă complexă. De exemplu, uitați, astăzi la ora 10 avem întâlnire cu DSP-ul și cu cei de la ISU. Suntem în ultima fază de a trimite propunerile pentru județul Neamț la București. Pentru identificarea centrelor în care se va face vaccinarea la nivelul județului Neamț pentru următoarea perioadă. Asta e o problemă. Persoanele care sunt trecute de 60 de ani. Bine, vaccinarea se va face benevol, nu e obligatorie în mod clar. Și astăzi urmează să trimitem la București. Avem peste 20 de centre astăzi în dezbatere și în propunere, pe care le vom analiza în formă finală și vom trimite propunerea la București. În Piatra Neamț vor fi 6 centre, că suntem în Piatra și interesează, iar următorul municipiu roman cu 3 centre. Și bine, în comunitățile mari, obligatoriu va fi câte un centru de vaccinare. Aceste centre sunt de tipul săl de sport, tip cămin. Trebuie cultural, să aibă niște condiții, nu? Minime de igienă, utilități, respectiv apă, canalizare, curent, apă curentă, de preferat, adică să nu vină cineva să ne o taie că face lucrarea pasări prin zonă, electricitate și căldură. Bun, și bun, partea logistică, efectiv, medicală, se asigură de către cei care... Logistică medicală se va asigura prin intermediul Direcției Sănătate Publică, doctor de familie respectiv sau alte cadre medicale, iar primările vor pune, cel puțin în primă fază, bănuiesc că va apărea legislație și li se va deconta tot ceea ce înseamnă, nu știu, niște frigidere, mese, scaune, lucruri de mobilier, aspecte de mobilier. Deci nu trebuie frigidere de un anumit tip, neapărat. Din datele mele, nu, normale. Deci, centrul mare regional va fi la Iași, pentru că vaccinul Pfizer trebuie să stea undeva la minus 70 de grade, iar ulterior rezistă aproximativ 6 zile. De asta trebuie să fie un foc continuu, dacă vreți, în tot ceea ce înseamnă gestionarea vaccinării persoanelor peste 60 de ani în primă fază. Plus că avem în aceeași zonă identificarea centrelor medicale unde doctorii și cadrele medicale se vor vaccina și avem Spitalul Județean Obligatoriu Neamț și vedem dacă și Târgu și Romanul intră în aceeași sferă. Adică Romanul obligatoriu, să vedem dacă ducem bicazul la Târgu Neamț. Da. Zona respectivă. Spuneți, pentru vaccinarea cadrului medical. În momentul acesta există la nivelul județului Neamț o situație, să spunem, persoanelor considerate în prima linie pentru vaccinare? Adică m-ar interesa dacă... Cadrele medicale în primul rând. Da, deci nu, mă interesează dacă există la nivelul cadrelor medicale o statistică. Cartografiere, da? Da, care vor, câți vor, câți nu vor. Aproximativ 46-56 vor. Dar atât? Din datele oferite de Direcția Sănătate Publică ieri, cam asta era logica lucrurilor. 40-50%. Mie mi se pare un procent destul de mic la nivelul cadrelor medicale, dar
probabil. Bun, e o cartografie generală. Acum să nu credeți că cineva a luat peste 1000 de cadre medicale sau 1000, cred că 500 în total, 1000 paste, doar în spitalul județean, Neamț. Nu cred că i-a luat pe fiecare să-i întrebe sau să facă un sondaj de opinie cu ei. A fost o cartografiere generală. Există posibilitatea ca foarte mulți să aibă un principiu astăzi, iar peste o săptămână sau două, sau după ce, nu știu, citesc mai multe date sau aflu mai multe date despre vaccinul propus, la noi o să vină Pfizer-ul, în primă fază, să durească să se vaccineze. Eu am văzut, de exemplu, ieri, în Anglia, prima persoană, e o bătrânică de 90 de ani, care s-a vaccinat și era foarte încântată. Și deci mie mi-a plăcut maxim cum a spus, de ce vă vaccinați? E gratis. Deci da, e absolut senzațional. A spus bătrânica, deci parcă trăia în România. A spus se vaccinează pentru viață și pentru a putea fi, are patru nepoți, și pentru a putea sărbători sau trecerea dintre ani și în familie fără restricții. Și am mai spus, și ce am de pierdut dacă? Și dacă o persoană, din punctul meu de vedere, de 90 de ani, se vaccinează și își dorește să trăiască în condiții normale, cum trăiam înainte de această pandemie, nu văd de ce și noi, oamenii mai tineri, să zic, nu ne-am dorit același lucru. Bun, cam câte vaccinuri în prima tranșă ar trebui să fie alocate județului Neamț? Există vreo situație? Nu știu să vă spun cu subiect și predicat la acest moment, încă nu avem o astfel de repartizare pe județe. M-am văzut, președintele României a spus că urmează să intre cât de curând în România primele doze de vaccin, nu știu câte vor fi alocate, dar suntem, dacă nu zilnic, la două zile suntem în dezbatere și în videoconferință cu Bucureștiul pe această zonă și vom avea informația cât de curând. Cert este că aceste centre vor rămâne în funcțiune o perioadă mai lungă de timp, pentru că vaccinul se face în rapel, adică îl face astăzi și în 21 de zile îl faci a doua oară. Și după ce se termină probabil prima fază, adică vaccinarea populației cu peste 60 de ani, vom intra și în faza a doua, adică populația sub 60 de ani. Aceste centre vor funcționa o perioadă mai îndelungată de timp. Am înțeles. Vreau să vă spun că noi am încercat să facem un pas aici la Mesager înainte. Numărul de mâine al Mesagerului, ediția scrisă, va apărea aproape totul despre vaccinarea împotriva COVID la nivel așa și vorbim despre vaccinarea care este voluntară în obligatorie, centrele de vaccinare județene, centre de vaccinare mobile, dacă ar putea exista vreodată, reacții adverse cunoscute, pot fi vaccinați copiii, cu semnul întrebării, ce se întâmplă dacă se refuză vaccinarea. Adică încercăm să bine, noi spunem lucrurile, încercăm să oferim cititorilor aceste date și poate n-ar fi rău ca și DSP-ul să le facă publice la fel toate aceste lucruri. O populație informată este o populație... Sigur, orice om bine informat e un om care poate să aleagă mai bine sau să discute mai bine. S-a văzut și pe 7 decembrie că adică, dacă n-a existat informație la nivelul populației, s-au întâmplat lucrurile care s-au întâmplat. Domnul prefect, pe final de emisiune, în afară de apă, spital, problema cu vaccinurile, cu ce probleme se confruntă instituția prefectului Neamț în activitatea, să spunem așa, de zi cu zi? Păi, în afară de coordonarea instituțiilor publice de concentrate, unde mai sunt și acolo probleme zilnice, sigur, gestionarea situației perioadei reci, tot ceea ce înseamnă drumuri județene, drumuri naționale, ISU, dezăpezire, material antiderapant. E o perioadă specifică, decembrie, ianuarie, februarie. Avem contracte încheiate la nivelul județului? Că sunt județe în care nu s-au încheiat asemenea. Întrebare bună. Drumurile județene, respectiv Consiliul Județean Neamț, prin toate raportările care ne-au făcut, arată că au încheiat contract multianual pe toate sectoarele de drum județean pe care le dețin. Drumurile naționale intervin la acest moment cu câteva utilaje care sunt în bazele secției din drumuri naționale Neamț. Înțeleg că ieri s-a finalizat procedura de atribuire a contractului pentru dezăpezire de către DRDP Iași, da? Ieri, da. Ieri s-a semnat. Pe data de 8 decembrie, da? Vorbim de DRDP Iași, nu de Neamț. Da, el are și zona Neamțului, nu? Da, sucursala e la Neamț, centrul mare e la Iași. Ieri s-a semnat
pentru că a fost contestată licitația. Licitația nu s-a mai putut ține și s-a... Vezi că pe o zonă de încredințare directă e o firmă... Chestia asta cu încredințarea directă e foarte mișto. Da, e... Ca să ne exprim, mișto. Da. Place unora, da. Da. Și este o firmă de unde? Din Neamț sau din altă parte? Una din Neamț asociată cu una din Iași, din câte am înțeles. Mi se pare corect. Da. Și vor intra în baze, chiar aseară vorbeam la telefon pe subiectul ăsta, am zis că astăzi, mâine cel târziu, mașinile vor intra în baze, stocuri sunt la drumurile naționale și de nisip și de sare și de alt tip de material antiderapant. Urmează să intre și suplimentar aceste mașini în bază de la societățile care au câștigat contractul pentru perioada decembrie, probabil martie 2020-2021 pe Neamț și vom avea și pe drumurile naționale asigurat tot ce înseamnă dezăpezire. Iar în rest au fost verificați primarii pentru a vedea dacă sunt încheiate contracte sau utilaje. Cea mai mare parte dintre primari au încheiate contracte sau, după caz, au utilaje proprii care fac dezăpezire. Și cea mai mică parte care n-au, cam cât nu, sunt? Au, să vă spun exact, înainte de 7, deci cu o săptămână înainte de alegeri, sfârșitul lui noiembrie, mai erau aproximativ 10 primării care nu pusese la dispoziție celor care au verificat de la ISU și poliție și prefectură contractele, dar spuneau că le-au încheiate. Pentru cultura noastră generală, dacă un primar nu pune la dispoziție hârtiile astea, ce riscă? Amendă. Și... Oare ISU a dat vreo amendă la cei 10 primari care n-au pus hârtiile la dispoziție? Cred că la momentul ăsta cei de la ISU aveau integral. Dacă nu mă înșel, ultima discuție am avut-o pe 5 înainte de alegeri, săptămâna trecută. Știam că toate lucrurile sunt în regulă. Adică primarii raportaseră în bazele noastre de date că au contracte încheiate sau mașini, după cazurile primării, au mașinile lor. Și nu încheie contracte. Ar fi foarte... frumos să găsim pe site-ul fiecărei primării numărul de telefon al celui care răspunde de dezăpezire. Știți că în comune sunt și localități așa mai izolate. Știu. Dacă... Alo, știți, la noi dezăpeziți? Acum e cam greu. Există vreun număr general, așa un tel verde, unde se poate suna oamenii? Nu cred că există așa ceva. Nu, 1-2. Da, la 1-1-2. Obligatoriu, dacă sunt incidente în trafic, dacă nu se poate circula pe sector de drum, sau se circulă foarte greu în condiții nefavorabile, dacă se întâmplă accidente pe sectorul respectiv de drum, adică e polei, e zăpadă și sunt accidente în lanț acolo, pe 112 obligatoriu și intervine în secunda 2 echipaj la rutieră de poliție și se anunță administratorul drumului, respectiv Consiliul Județean la DJ-uri sau Secția Drumurilor Naționale la Drumurile Naționale. Domnul prefect, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Deci, recapitulare. Apă, spital, vaccin și la drumuri. Am înțeles că stăm bine. Dacă până și de RDP Iași a încredințat lucrările de zăpezire unei firme, e perfect. Asociere. Asociere. Cu o firmă din Iași. Da? Una din Iași și una din Iași. Da. Este bine. Să sperăm că vor avea ce dezăpezi și pe drumul Bicaz-Poiana Largului. Eu am fost pe drum, chiar pe Bicaz-Poiana Largului, am fost zilele trecute, săptămâna trecută, sunt finalizate lucrările. Am înțeles că nu sunt preluate. Poftim? Adică nu s-a făcut procesul verbal de primire, predare. Asta probabil între constructor și cei de la DRDP Iași, respectiv CNAIR. Da. Ei, acum dacă au făcut încredințarea directă pentru dezăpezire, poate au timp să vadă și ce e acolo, mai ales că se pune un strat de zăpadă, se poate face preluarea mai ușor. Arată, din punctul meu de vedere, am mers pe porțiunile pe care s-a lucrat, e asfaltat, porțiunile pe care s-au lucrat sunt asfaltate, se circulă în condiții normale. Bine, celelalte porțiuni, înțeleg că urmează într-un viitor să intervină în alte 37 de puncte de pe respectivul sector de drum DN15 Poiana Largului Bicaz, pentru că și acolo sunt alunecări de teren și acolo se vor face probabil prin licitație, proiecte, etc. Nu prin situații de urgență. În timpul mandatului meu, cu siguranță nu. Am înțeles.
Vă mulțumesc pentru pat. Nu vreau să mă duc să dau extemporal după aia pe un județ. Dar de ce? Extemporalele sunt interesante în general. Da, dar poți să nu treci. Da. Și e o problemă atunci. Să nu iei notă de trecere. Exact. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Oameni buni, aceasta a fost cafeaua de astăzi. După cum vedeți, încet, încet ne detașăm de politică și mergem spre problemele sociale care interesează direct oamenii. Cele bune, numai bine. Cafea să aveți.